O mamă în vârstă de 22 de ani a aflat că are leucemie după ce a căutat pe Google simptomele. Inițial, medicii au spus că aceasta avea amigdalită. Femeia a mers la medic în martie 2020 după ce a acuzat dureri în gât timp de o lună. Tânăra de 22 de ani susținea că avea stări de vomă, transpirații nocturne și pierdere în greutate. Medicul i-a spus că toate aceste simptome sunt ale amigdalitei. Ulterior, femeia a căutat pe Google simptomele pentru a vedea de ce afecțiune suferă de fapt, fiind convinsă că diagnosticul medicului a fost greșit. Specialiștii nu recomandă însă autodiagnosticarea. Consultarea internetului nu înlocuiește o vizită la medic. Toată lumea își cunoaște propriul corp și eu am știut că este ceva grav. Doctorii spuneau că sufăr de o altă afecțiune, dar eram sigură că aceștia greșesc. Am căutat pe Google simptomele, iar leucemia a fost primul rezultat al căutării. A mărturisit tânăra de 22 de ani. Aceasta a mers apoi din nou la medic pentru un test de sânge. Rezultatele acestuia au fost anormale, iar specialiștii au confirmat că autodiagnosticarea ei cu leucemia a fost corectă. Tânăra a trecut prin momente de coșmar după ce doctorii au spus că mai are doar o săptămână de trăit, deoarece se află într-o stare avansată a bolii. Medicii nu recomandă însă autodiagnosticarea. Este o situație dulce amăruie. Sunt în viață pentru a-mi spune povestea, a mărturisit tânăra. Cauza apariției leucemiei nu este pe deplin înțeleasă, însă se consideră că leucemia este cauzată de anomalii la nivelul ADN-ului celulelor din măduva hematogenă. Anual, aproximativ 10.000 de cazuri de leucemie sunt diagnosticate în Marea Britanie, iar circa 5.000 de persoane mor în fiecare an de acest cancer. Doar aproximativ 41% dintre persoanele cu leucemie supraviețuiesc la un deceniu de la diagnosticare. În Statele Unite ale Americii se estimează că 60.000 de cazuri sunt diagnosticate în fiecare an, cu 24.000 de decese înregistrate, relatează știrile ProTV.ro.